C'est deux chemins. Ça, genre deux. La mine merge corect. Merge la toată lumea? Da. Domnule avocat, a venit în sfârșit sentința în cazul lui Florin Buliga. Este ceea ce ați cerut? În ce privește soluția pe natură penală, într-adevăr, este ceea ce am solicitat, în sensul că am lista, pedeapsa aplicată a fost detenția pe viață. În ce privește latura civilă a cauzei, suma acordată ca și daune morale pentru toate părțile vătămate se cumulează undeva la 200.000 de euro. Urmează să discut cu clienții mei să vedem dacă sunt mulțumiți de soluția privind latura civilă, soluționarea laturii civile, și să vedem dacă facem crea de atac sau nu. Cu siguranță, noi, în principiu, nu putem să ne recuperăm nici măcar suma de 200.000 de euro, fiindcă inculpatul e insolvabil față de suma acordată. Ceruserăți o sumă mai mare ca și daune civile? Da. Și mi s-a părut suma solicitată oarecum întemeiată, având în vedere că pentru infracțiunea săvârșită de către inculpatul Buliga este o infracțiune săvârșită cu intenție, iar practica judiciară a instanțelor din România, sumele acordate pentru, eu știu, infracțiuni săvârșite din culpă, sunt cam tot la fel. Care era suma pe care o cereai? Noi am cerut câte 500.000 de euro pentru fiecare parte civilă din dosar. Eram conștienți și suntem conștienți în continuare că suma e doar, cum să zic eu, simbolică, fiindcă, în fapt, așa cum am mai zis-o, n-avem cum să recuperăm sumele arătate. Ați stat de vorbă cu părinții Monicăi astăzi. Ce spun? Cum au primit vestea? Vă dați seama că, în principiu, mai mult de atât, în ce privește latura penală, instanțele de România nu pot acorda. Inclusiv eu, ca avocat, auzind soluția și luptându-mă pentru această soluție, nu am avut o satisfacție, fiindcă e vorba despre doi copii și o femeie care au murit, fiindcă așa a vrut inculpatul Buliga. A avut discernământ în momentul în care a făcut faptele? Raportul de expertiză spune că a avut discernământ, dar diminuat. Ce înseamnă asta? Într-un fel sau altul, nu a avut discernământ. Că dacă s-a constatat că nu a avut discernământ în niciun fel, în niciun mod, pedeapsa ar fi fost cu toată. Ultima oară l-ați văzut cu aproape o lună. Da. Părea ceva schimbat la el? Părea că îi pare rău? Eu, când am intrat în dosar, nu l-am văzut în momentul în care a fost... Nu am intrat de la început în dosar. Prin urmare, eu l-am văzut doar în faza de judecată, când s-a făcut cercetarea judecătorească. Mă așteptam ca atunci când s-au pus concluziile finale să găsesc un om puternic sau, eu știu, mă așteptam să găsesc cu totul altceva, dar am găsit o persoană, eu știu, super egoistă și care se comporta ca și cum ar fi spart vaza din sufragerie sau din living sau, eu știu, că ar fi spart o farfurie. Asta m-a șocat. Nu părea conștient de gravitatea faptei sau nu-i păsa? Cum ați văzut dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, mi s-a părut că, în principiu, nu poate să întoarcă timpul înapoi. Și atunci a acceptat. Da. Ce urmează acum pentru... Urmează să vedem dacă părțile vătămate vor face cale de atac în ceea ce privește latura civilă a cauzei. El, știți dacă a declarat că va face... N-am idee, nu știu. Nu știu. Nu știu. Mulțumim foarte mult. Numele să-mi spuneți. Iacobescu Marius Gheorghe. Vă mulțumesc. La revedere. Mulțumim.